500 de lei. Până la atât se ridică amenda pentru persoanele care până luni nu își declară veniturile la fisc. Este vorba despre veniturile realizate în cursul anului trecut, pentru care deja faimoasa declarație 200 trebuie depusă până luni 27 mai cel târziu. Prin acest formular sunt declarate 5 categorii de venituri, cele mai răspândite fiind cele obținute din drepturi de proprietate intelectuală sau activități independente. Așadar vorbim despre jurnaliști, notari, avocați, contabili, arhitecți sau consultanți, dar și despre persoanele fizice care anul trecut au realizat venituri comerciale din fapte de comerț, prestări servicii, altele decât profesiile liberale, inventatorii pentru brevete, desene și modele, mostre măși de fabrică și de comerț și procedee tehnice, drepturi de autor și drepturi conexe, drepturi de autor și altele asemenea. Nu toate au însă această obligație. Astfel, persoanele fizice care anul trecut au realizat venituri din activități independente, pentru care impozitul reținut de plătitorii de venituri a fost final în cotă de 16%, cu excepția persoanelor care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, nu sunt obligate să depună declarația 200. Dacă nu ați avut timp să mergeți la fisc până acum, mai aveți la dispoziție două zile, însă mai aveți și alternativa electronică pentru că formularele 200 pot fi descărcate de pe site-ul www.anaf.ro. Acestea se completează în două exemplare și pot fi depuse prin mijloace electronice pe portalul www.e-guvernare.ro cu ajutorul unui certificat digital, la organul fiscal unde domiciliază contribuabilul sau împuternicitul, ori prin poștă, fiind obligatorie confirmarea primirii.